Deferința acum pentru încrederea acordată și votul acordat în data de 27 septembrie 2020. Mulțumesc mult și domnului președinte pentru încrederea acordată, precum și tuturor oficiilor județeni pentru votul de încredere acordat cu ocazia alegerii. Să sperăm că pe acest mandat vom dezvolta și pentru Prahova pe măsura promisă. Mulțumesc mult! Și chiar dincolo de însura consiliilor, vă rog, domnul. Bun, o să încep și eu la fel. În primul rând, țin să mulțumesc locuitorilor prin Prahova, prahovenilor, pentru ajutorul și pentru votul lor. La fel, țin să vă mulțumesc dumneavoastră, doamne, domnișoare și domnilor consilieri județeni, pentru încredere și pentru faptul că ați avut încredere să mi acordați votul și sper să avem un mandat în sprijinul și cred orientat către prahoveni. Mulțumesc frumos! Acestea fiind spuse, declar închise lucrările acestei minunate ședințe și cred că o să ne mai vedem o dată săptămâna asta, dar asta rămâne de anunțat și de stabilit.